Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan, de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea, iar în cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre ecuații în mulțimea numerelor întregi. Observați! Numim ecuație în necunoscuta x, număr întreg, având coeficienți numere întregi, o ecuație de formă a ori x plus b egal cu 0, în care a și b sunt numere întregi, a diferit de 0. X se numește necunoscută. A se numește coeficientul necunoscutei, iar b se numește termen liber al ecuației. Cum rezolvăm o ecuație în Z? Se numește soluție a ecuației a ori x plus b egal cu 0, cu a și b numere întregi, a diferit de 0, x număr întreg, un număr întreg y care verifică relația obținută prin înlocuirea lui x cu y în ecuația noastră, adică un număr y care verifică relația de tipul a ori y plus b egal cu 0. Ce trebuie să reținem atunci când rezolvăm o ecuație de acest tip în mulțimea numerelor întregi? În primul rând, am subliniat următorii pași. Primul dintre aceștia ne spune că adunăm în ambii membri a ecuației noastre inițiale numărul minus b. Astfel vom obține în membrul stâng a ori x, iar în membrul drept, minus b. Pasul 2 ne spune că, luând ultima ecuație obținută, adică a ori x egal cu minus b, îl obținem pe x prin împărțirea ambilor membri a ecuației prin numărul întreg a, care este evident nenul, așa cum am presupus la început. Pasul 3. Verificăm dacă rezultatul obținut la pasul 2, adică valoarea minus b pe a, este sau nu număr întreg. Și în final formulăm concluzia ecuației de rezolvat. Haideți să vedem concret cum stau lucrurile prin câteva aplicații. Prima aplicație ne spune că se consideră ecuația 2 ori x plus 1 egal cu 5. Cerința este să stabilim care dintre elementele mulțimii A, formată din numerele minus 1, 0 și 2, numere întregi, este soluție pentru ecuația dată. Rezolvare. Vom verifica pentru fiecare înlocuire a necunoscutei x cu câte un element din A în ecuația dată și vom constata care dintre înlocuiri conduce către un rezultat adevărat, respectiva valoare atribuită necunoscutei x, pentru care rezultatul obținut prin înlocuire este adevărat, va deveni soluție a ecuației. Astfel, pentru x egal cu minus 1, prin înlocuire în ecuația 2 ori x plus 1 egal cu 5, obținem 2 ori minus 1 plus 1, 2 ori minus 1 conform regulilor de calcul cu numere întregi conduce la rezultatul minus 2 plus 1, obținem ca rezultat minus 1, ceea ce e diferit de 5. Așadar, valoarea x egal cu minus 1 nu convine. Nu este soluție a ecuației. Pentru x egal cu 0, prin înlocuire în ecuația dată, obținem 2 ori 0 plus 1, adică 0 plus 1, adică 1, rezultat final, diferit, bineînțeles, de 5. Și în cazul acesta, valoarea x egal cu 0 nu convine. Nu este soluție a ecuației date. Pentru x egal cu 2, obținem
2 ori 2 plus 1, deci 4 plus 1, adică 5 egal cu 5, lucru adevărat. În concluzie, x egal cu 2 este soluție a ecuației noastre. Astfel, ecuația dată, 2x plus 1 egal cu 5, are ca soluție dintre elementele mulțimii a, minus 1, 0 și 2, valoarea x egal cu 2. Să vedem acum și cea de-a doua aplicație. Trebuie să rezolvăm în mulțimea numărilor întregi ecuațiile. 3 ori x minus 2 egal cu 7 la punctul A, iar la punctul B 4 ori x plus 3 egal cu 2. Pentru prima ecuație avem 3x minus 2 egal cu 7, adunăm în ambii membri 2 și obținem în membrul stâng 3 ori x, iar în membrul drept 7 plus 2, adică 9. Apoi împărțim ambii membri prin 3 și obținem ca soluție x egal cu 3, soluția ecuației inițiale. La punctul B rezolvăm ecuația 4 ori x plus 3 egal cu 2. Pentru aceasta adunăm în ambii membri minus 3 și obținem 4x plus 3 minus 3 în membrul stâng egal cu 2 minus 3 în membrul drept. Membrul stâng are ca rezultat valoarea 4 ori x, membrul drept minus 1. Și aici împărțim ambii membri prin 4 pentru a obține necunoscuta x. Valoarea rezultat este minus 1 pe 4, care nu constituie un număr întreg, deci ecuația nu are soluții în mulțimea numerelor întregi. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!